În perioada februarie 2011-martie 2012 au dilapidat aproximativ 700.000 de euro din conturile unei societăți care avea ca obiect de activitate atragerea de fonduri europene pentru Ministerul Muncii, Ministerul Educației și Cercetării. Unii dintre aceștia erau angajați ai societății în cauză. Aceasta a atras mai mulți prieteni de partea ei, cât și lucrătorii bancari care se ocupau de conturile societății. Unul dintre suspecții perchiziționați neagă orice implicare în rețea. Dar de ce v-au luat? Dar nu mă luat, care poliție? Ce aveți cu mine? De la dumneavoastră? Să n-au ridicat nimic de la mine, credeți-mă. Nu v-au făcut o vizită în această dimineață? Nu, nu la mine. La ce firmă aveți? Eu n-am nicio firmă. Nu. Unde lucrați? Director, poate... unde lucrați? Cred că ne vedem la secția 25. Sunt coordonator. Coordonator de ce? De întreprindere. Și de cu ce se ocupă întreprinderea asta dumneavoastră? De una întreprindere. Dar asta la care lucrați? Poftim? Asta la care lucrați. Dar nu lucrez. Păi a spus că sunteți coordonator de întreprindere. Sunt, lucrez la o bancă. Suspecții vor fi audiați de polițiști.